Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnalul PTV Oltenia, o ediție specială în care vă prezentăm cele mai importante evenimente din această săptămână. O femeie în vârstă de 47 de ani din orașul Piatra Olt s-a răsturnat cu mașina pe partea carosabilă la intrarea în orașul Piatra Olt dinspre Comuna Găneasa pe DN64. Șoferița consumase alcool, iar în urma evenimentului a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la spital. În noaptea de 24 spre 25 iulie, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul național 64 în orașul Piatra Olt, județul Olt. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul serviciului rutier Olt, care au constatat faptul că o femeie de 47 de ani s-a răsturnat cu autoturismul la intrarea în orașul Piatra Olt dinspre Comuna Găneasa pe drumul național 64. Șoferița consumase alcool, iar în urma evenimentului a necesitat îngrijiri medicale. Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că la intrarea în orașul Piatra Olt dinspre Comuna Găneasa, pe drumul național 64, un autoturism condus de o femeie în vârstă de 47 de ani din orașul Piatra Olt s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma evenimentului, femeia a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,48 mg pe litru alcool pur în aer expirat. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. O angajată a unei societăți comerciale cu profil de jocuri de noroc din municipiul Slatina a anunțat poliția sâmbătă trecută după ce un tânăr de 21 de ani ar fi sustras suma de 5.700 de lei, 350 de euro și 20 de lire din încasările societății, iar la ieșire ar fi bruscat-o pentru a putea părăsi sala de jocuri. La scurt timp, în urma activităților investigativ-operative, polițiștii poliției municipiului Slatina l-au depistat pe strada Nicolae Bălcescu și a fost încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. La data de 23 iulie 2022, polițiștii Poliției Municipiului Slatina din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, au reținut pentru 24 de ore un tânăr bănuit de tâlhărie. În fapt, la data de 23 iulie, în jurul orei 10, Inspectoratul de Poliție a fost sesizat prin apel 112 de către o femeie în calitate de angajată al unei societăți comerciale cu profil de jocuri de noroc din Slatina, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin ar fi sustras 5.700 de lei, 350 de euro și 20 de lire din încasările societății, iar la ieșire ar fi fost bruscată de către acesta pentru a putea părăsi sala de jocuri. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Slatina. De îndată au fost demarate cercetările și verificările în vederea depistării persoanei, stabilirii situației de fapt și dispunerii de măsuri legale, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie. La scurt timp de la sesizare, în urma activităților investigativ-operative, polițiștii Poliției Municipiului Slatina au depistat pe strada Nicolae Bălcescu din Municipiul Slatina un tânăr în vârstă de 21 de ani în localitate bănuit de tâlhărie. Acesta a fost condus la sediul Poliției Municipiului Slatina pentru audieri, fiind continuate cercetările. Asupra acestuia au mai fost găsiți 3.340 de lei, 350 de euro și 20 de lire, ce au fost ridicați și predați reprezentanților societății. În urma probatorului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, tânărul de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind introdus în centru de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Duminică, instanța de judecată a admis propunerea parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina și a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de acesta, fiind continuate cercetările. Tânărul a fost încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean. Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a derulat o campanie de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor în stațiile de distribuție a carburanților. În acest sens au fost constatate mai multe nereguli, pentru care inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere, însă au fost aplicate și amenzi în valoare totală de 6.500 de lei.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat în perioada 15-22 iulie 2022 campania de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor. A fost totodată verificat modul de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care desfășoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto. Obiectivele acțiunii au fost următoarele. Identificarea angajatorilor care nu au respectat prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, precum și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie. Diminuarea consecințelor economice și sociale negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care efectuează activități de distribuție a carburanților auto. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul menționat în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă. În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 16 controle, în urma cărora au fost constatate 10 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere. A fost de asemenea aplicată și o amendă în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la munca suplimentară. În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate un număr de 18 controle, în urma căror au fost constatate 26 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și a fost aplicată o amendă în valoare de 3.500 lei pentru neevaluarea riscurilor specifice. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost următoarele. Neacordarea sporului pentru orele lucrate în zilele de sâmbătă respectiv duminică, neevidențierea zilelor libere acordate ca urmare a desfășurării activității în zilele de sărbătoare legală, precum și neevidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru. Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul securității și sănătății în muncă au fost neevidențierea zonelor cu risc ridicat și specific și neprelucrarea fișelor care conțin date de securitate. Între deficiențele constatate de către inspectorii de muncă se regăsesc și instruirea periodică inadecvată, precum și neasigurarea controlului medical periodic. În contextul creșterii numărului de îmbolnăviri, Spitalul Județean de Urgență Slatina a luat decizia de trecere la planul de reziliență. Mai mult de atât, de luni unitatea medicală a deschis un sector separat cu 10 paturi de pediatrie COVID în corpul materno-infantil. La acest moment, potrivit medicilor, sunt internați 8 copii și 26 de adulți confirmați, însă pacienții au forme ușoare fără afectări pulmonare. În acest moment, la Spitalul Județean de Urgență Slatina sunt internați 26 de pacienți confirmați cu COVID. De asemenea, sunt și 8 copii internați pe secția de pediatrie care, potrivit medicului Emilian Postelnicu, nu sunt forme grave și nu au afectări pulmonare. În acest moment avem 26 de internați, internați mai mult tot pentru vârstă și comorbidități și 8 copii în secția de pediatrie. Acolo s-a deschis un etat special pentru copii. Țin să menționez, copiii nu sunt în niciun fel afectați grav, sunt stabili, respiră spontan, nu desaturează, nu e nimeni grav cu adevărat. Am avut un deces la un pacient cu COVID azi noapte, în secția de terapie intensivă, dar pacientul nu a decedat datorită COVID-ului, ci unui accident vascular cerebral cu inundare în creier. În continuare însă la spital sunt foarte multe prezentări, aproximativ 20 de cazuri confirmate pe fiecare gardă. Deși nu sunt cazuri foarte grave în contextul creșterii numărului de îmbolnăviri, unitatea medicală a luat decizia de a se trece la planul de reziliență. Nu avem o situație îngrijorătoare, în continuare avem prezentări multe de cazuri, am avut până în 20 de cazuri în garda de aseară. De obicei sunt, cum am menționat anterior, sunt cazuri medii și ușoare, care merg de obicei cu tratament acasă, decât de la medicul infecționist. Totuși, în contextul creșterii cazurilor în ultimul timp, s-a luat decizia de a se trece la planul de reziliență maximă al spitalului și s-au alocat un număr de 87 de locuri pentru bolnavii, pacienții cu COVID, găsiți cu COVID pozitiv, care ar necesita internare. În ceea ce privește centrul de evaluare și tratament, numai ieri medicii au văzut aproximativ 30 de pacienți. Cu toate acestea, pacienții au o oarecare reticență în a se adresa centrului, preferă unitatea de primiri urgențe care se supraaglomerează și timpul de așteptare se prelungește.
Chiar recomandăm să se vină la centrul de evaluare și tratament, pentru că este o problemă, mulți refuză. Vor să plece acasă, au o fobie, au probleme, nu știu ce se întâmplă, dar vor să nu vor să meargă, nu vor să... Și recomandăm cu tot din adinsul să meargă într-acolo, pentru că eliberează foarte mult presiunea pusă pe colegii din urgențe și acolo sunt primiți, sunt investigați și li se dă și tratament acasă, adică nu este nici cea mai mică problemă. În ceea ce privește personalul medical, nu există focare până la acest moment, doar la radiologie sunt confirmați 3 asistenți. Personalul medical este testat doar dacă prezintă simptome precum febră sau dureri în gât. Ministerul Educației cere ca inspectorii școlari care s-au ocupat de organizarea celei de-a doua sesiune a concursului pentru directori să răspundă disciplinar. Totodată mai cere ca cei 11 directori să intre în legalitate. În paralel, procurorii au deschis un dosar penal. Concursul de director pentru școlile din Olt a lăsat în urmă un scandal cu iz penal. Dacă la început a fost doar la nivel de zvon pe la colțurile școlilor și pe holurile inspectoratului școlar, acum au intrat pe fir și procurorii. Parchetul de pe lângă judecătoria Slatina a deschis un dosar de cercetare penală ca urmare a unei sesizări venite din partea Ministerului Educației. Cercetările vizează presupuse nereguli în desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de director, director adjunct, organizat în această primăvară. Mai exact, 11 lucrări, toate din aceeași comisie de concurs sunt sub semnul întrebării. Vorbim de școala numărul 3, Valea Mare, Verguleasa, Cungrea, Vulturești și Topana. Sunt lucrări ale unor dascăli care acum sunt în funcții de conducere, dar și a altora care nu s-au prezentat la interviu. În urma celor două acțiuni de control, în 26 mai și 10 iunie, Ministerul Educației a constatat că organizarea concursului a fost defectuoasă, urmând ca președintele și membrii Comisiei de Evaluare a Concursului să fie cercetați disciplinar. La acea dată a răspuns de organizarea examenului Victor Iacobescu, actual inspector școlar adjunct, care susține că momentan nu a fost luată nicio decizie. Cel mai probabil aceasta va fi dată săptămâna viitoare în Consiliul de Administrație, când se va întoarce din concediu inspectorul general Adrian Bărbulete. Așteptăm următoarea ședință a Consiliului de Administrație. Vom analiza ce ni s-a transmis de la minister. Ministerul mai cere inspectoratului școlar să pună în legalitate și directorii vizați. Unii sunt în funcții, alții între timp au fost demiși. Exemplul directorului de la școala Valea Mare, care a fost demis în urma încurcării subiectelor de la evaluarea națională. Dar din câte spune adjunctul din ISJ, totul ține de o analiză amănunțită. Din câte știu eu, nu se cere schimbarea directorilor, ci punerea în legalitate. Dacă, bineînțeles, se va confirma că a fost o greșeală, o eroare, atunci vom dispune măsurile necesare. Ce înseamnă această punere în legalitate? Vom analiza în Consiliul de Administrație, împreună cu domnul jurist, și vom lua hotărârea potrivită. Controlele au vizat doar candidații din sesiunea a doua de examen, iar neregulile au început să iasă la suprafață după ce la școala numărul 3 din Slatina părinții s-au revoltat, iar unii profesori se pregătesc să părăsească unitatea. În toamnă mai urmează un nou concurs pentru funcțiile rămase neocupate. Dacă anchetele disciplinare îi vizează pe fostul general și pe Florica Grecu, fost inspector școlar, se pare că în dosarul de la parchet apar mult mai multe nume cu greutate politică. În perioada aceasta, pe teritoriul României se manifestă temperaturi extrem de ridicate, iar angajatorii trebuie să aibă în vedere ordonanța de urgență numărul 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu astfel de temperaturi extreme pentru protecția lucrătorilor. În astfel de cazuri, angajatorii sunt obligați să ia câteva măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt reamintește angajatorilor prevederile OUG numărul 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă atunci când temperaturile depășesc plus 37 de grade Celsius sau corelate cu condiții de umiditate mare pot fi echivalate cu acest nivel. Pentru ameliorarea condițiilor de muncă, angajatorii trebuie să asigure câteva măsuri minimale. Reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curenți de aer. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților, angajatorii trebuie să asigure apă minerală 2-4 litri de persoană pe schimb, echipament individual de protecție, precum și dușuri.
Angajatorii care nu pot asigura condițiile sus menționate vor lua de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, mai multe măsuri. Reducerea duratei zilei de lucru, eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru, respectiv până la ora 11 și după ora 17, precum și întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă potrivit prevederilor legale. Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei. De la intrarea în județ, dinspre Dolj și până la Valea Mare, se circulă începând de joi cu o viteză de 120 de km pe oră. Întregul tronson 2 al drumului Express 12 este funcțional. Firma constructoare și-a mutat muncitorii pe tronsonul 2, urmând ca în 2024 să se circule până la Pitești. Începând de mâine dimineață, șoferii vor putea circula pe întregul tronson 2 al drumului expres. Mai exact, de la intrarea în județ până la Valea Mare, se va circula pe drumul de maximă viteză. La 3 luni de la inaugurarea centurii Balșului și traficul din Slatina va putea fi preluat de drumul expres. Tronsonul 2 are o lungime de 40 de kilometri, iar la realizarea lui au fost folosite 253 de autocamioane, 180 de utilaje și peste 750 de oameni au muncit aici. Prin realizarea proiectului sunt așteptate următoarele beneficii. Asigurarea unei legături rutiere de calitate între Pitești și Craiova, precum și a unei legături între cele două ramuri importante ale rețelei naționale, coridorul Rin-Dunăre și TNT Central din România. Investițiile sunt așteptate, conducătorii auto vor fi foarte mulțumiți și practic, suntem la finalizarea unui încă un obiectiv foarte major. Vorbim de această centură a Slatinei, care vine după deschiderea centurii Balșului, unde se circulă foarte bine. Pe cele două loturi urmează să fie făcute alte lucrări în parcări. Concret, adiacent proiectului integral vor fi instalate stații auto de încărcare electrică. Ele n-au fost prinse în cadrul proiectului, dar prin grija investitorului am suplimentat capacitatea electrică pentru fiecare spațiu de parcare la 1000 kVA, astfel încât ulterior să fie montate stații de încărcare pentru mașinile electrice. UMB, firma constructoare a celor trei tronsoane 2, 3 și 4, a solicitat guvernului să adopte prin OUG formula polinomială de ajustare a prețului contractelor. În felul acesta se reduc pierderile survenite în urma majorării prețurilor de la materialele de construcții. Faptul că guvernanții au întârziat cu luarea unei decizii a determinat firma să stopeze lucrul pe 17 șantiere. Momentan se fac calcule pentru a vedea dacă lucrările la tronsonul 3 sunt în pericol. Avantajul nostru a fost că eram deja într-un stadiu foarte avansat cu lucrările. Sunt revendicări ridicate de către antreprenori cu privire la aceste creșteri care nu se regăsesc în formula de escaladare din contract. Le vom discuta, le vom reglementa cu beneficiarul. Drumul expres are o lungime de 121 km, se circulă cu o viteză de 120 de km pe oră, iar finalizarea lucrărilor în întregime este estimată pentru finalul anului 2024. Valoarea contractului este de 1,45 de miliarde de lei. 60% dintre proiectele depuse de primăriile din Olt au primit finanțare prin programul național Angel Salini. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, consideră că suma alocată județului este una bună și binevenită pentru soluționarea problemelor din infrastructură. Acesta a declarat că banii economisiți din cei 1,6 miliarde de lei vor fi redistribuiți pentru implementarea proiectelor cu un punctaj bun și care nu au intrat la finanțare. Săptămâna trecută, 60% dintre proiectele depuse de primăriile din Olt au primit bani de la Ministerul Dezvoltării. 157 de obiective de investiții din cele 214 propuse au intrat la finanțare prin Programul Național Angel Salini. Cele mai multe dintre obiectivele de investiții propuse în Olt sunt de construire de la zero sau extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare. În lista celor 157 de obiective se regăsesc însă și lucrări de infrastructură rutieră, de iluminat public, amenajări, căi de acces spre diverse
obiective. Consiliul Județean Olt va primi pentru modernizarea 3 drumuri județene în total 140 de milioane de lei. Municipiul Slatina va primi tot pentru reparații și modernizări de străzi peste 34 de milioane, iar municipiul Caracal este înscris în listă cu reabilitări trotuare, parcări, alei pietonale și carosabile adiacente arterei Calea București cu suma de 25 de milioane de lei. Câte 25 de milioane vor primi pentru înființarea sau extinderea rețelei de apă și canal administrațiile din Rotunda, Traian, Gustav Vățu. 22,18 milioane va primi pentru același tip de investiție localitatea Dobrosloveni. 21 de milioane Vulpeni, 19,14 milioane Mărunței. Peste 10 milioane de lei fiecare primesc pentru modernizarea drumurilor alte aproape 20 de localități. Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, consideră că Oltul a primit bani buni pentru investiții, dar nevoile județului nu se termină aici. E adevărat că și cu aceste lucrări județul nu termină cu problemele de infrastructură pe care le are, dar dacă ne uităm pe alocările naționale, vedem că în urma criteriilor luate în calcul de Guvernul României, județul Olt se află pe locul 2 pe țară ca și sume alocate. E vorba despre 1.600.000.000 de lei noi. Sunt 157 de proiecte care ne-au intrat, unele de apă și canal, diferența 95 sunt pentru drumuri, asta știu sigur, și diferența pe apă și canal, proiecte foarte importante pentru localitățile care le-au depus și dintre care și Consiliul Județean are 3 proiecte de drumuri care îmi sumează aproximativ 40 de kilometri de drum care vor fi reabilitați. Totodată Oprescu a dat speranțe și primarilor cu proiecte cu un punctaj bun și care nu au intrat momentan la finanțare. Din banii economisiți din suma alocată județului vor fi finanțate alte proiecte în funcție de punctajul lor. Toate sumele alocate și care vor fi făcute economii prin apariția unui SF-ul față de sumele cerute care va fi mai mic sau prin licitare, că la licitare dumneavoastră știți, fiind concurență, s-ar putea ca suma să scadă, vor rămâne în cadrul județului, neputându-le să le schimb destinația din cadrul sumelor. Cele care rămân pe apă și canal vor rămâne ca economii pe apă și canal și vor intra din tabloul general proiecte care au fost deja depuse, la fel se va întâmpla și pe drumuri. Ministerul Dezvoltării a publicat la începutul lunii mai criteriile după care se alocă banii, bugetul total al programului național fiind de 65,5 miliarde de lei. Din țară s-au primit în schimb solicitări pentru proiecte în valoare totală de 137 de miliarde de lei. În dimineața zilei de joi a fost deschis traficul pe tronsonul 2 al DEX 12. În acest moment, traficul greu de pe bătrânul pod de la Slatina poate fi preluat de podul cel nou. Acest lucru poate va duce la demararea mult așteptatelor lucrări de refacere a podului de peste Olt. Începând din această dimineață, la Slatina, șoferii au la dispoziție 2 poduri rutiere pentru traversarea Oltului. Unul nou, construit pe drumul expres, și altul vechi din 1888, ruginit și peticit. De peste 15 ani tot încearcă autoritățile să refacă acest pod, dar singurele lucrări ce se fac aici de ani buni sunt acelea de a acoperi găurile apărute în asfalt cu plăci de fier. Dacă până acum nu exista o rută ocolitoare viabilă care să preia tot traficul de pe podul Olt, acum acest hop nu mai există. Dar nu mai există nici constructorul italian care câștigase lucrările și care a dat bir cu fugiții înainte să se apuce de treabă. Important este că autoritățile ne asigură că podul rezistă. Podul nu va bine. Asta a întrebat în articolului. Eu vă spun că podul este construit bine. Din păcate, mai sunt anumite defecțiuni de legile de bani și scoare de mare. După cum știți, acestea au fost rezolvate parțial, dar în timpul ambele provizorii. Cât despre mult așteptatele lucrări, mai trebuie să treacă timp și să curgă apă pe Olt. Procedurile au fost reluate de la zero după ce firma câștigătoare și-a demonstrat incapacitatea de a respecta contractul. Avem proiectare separată, execuție separată, este proiectare și execuție. Iar, într-adevăr, contractul de proiectare este finalizat. Dar mai este de opțiunea procedurilor de construire și procedurilor de lucrări de construire. Noi sperăm că atât compania cât și direcția regională de drum Craiova să finalizeze documente de procedură de achiziție în acest obiectiv. Având în vedere faptul că pentru
orașul Slatina este un lucru important. Conform aceleiași surse, costurile pentru refacerea podului, care implică și rutele ocolitoare, vor fi mai mici, dat fiindcă acum a fost deschis traficului și tronsonul 2 al drumului Express 12. Acesta poate prelua traficul greu, decongestionându-se traficul din Slatina, dar și în regiune. Județul Olt are deja centura Balșului dată în folosință. Astăzi s-a dat drumul la circulație și la centura Slatinei. În total sunt 40 de kilometri de drum expres care traversează județul Olt și care vor înlezni circulația rutieră. Știți foarte bine că județul Olt era un județ tranzitat de două drumuri naționale importante care duc în partea de vest a României și traficul era, la un moment dat, a fost chiar infernal în această vară, suprapunându-se lucrările de pe dealul Negru cu lucrări ale Companiei de Apă de Investiții și Modernizarea Canalizării pe Slatina. La un moment dat chiar orașul a fost blocat. Inițial, investiția pentru reabilitarea podului Olt a fost evaluată la peste 20 de milioane de lei, iar fondurile erau alocate de la bugetul de stat. În fiecare an, la data de 29 iulie, este marcată Ziua Imnului Național Deșteaptă-te Române, ocazie cu care au fost organizate manifestări pe platoul din fața instituției prefectului. Festivitatea a debutat cu un ceremonial religios, după care prefectul Florin Homorean a transmis un mesaj tuturor românilor. Sărbătoarea imnului s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare pe ritmurile fanfarei Lira Band. Ziua de 29 iulie, ziua imnului național al României, a fost marcată și la Slatina în această dimineață. Manifestările organizate cu această ocazie au debutat cu ceremonialul religios oficiat de un sobor de preoți din cadrul Episcopiei Slatinei și Romanaților. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Preasfințitul Părintele nostru Sebastian, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ceremonia de astăzi a subliniat importanța unității în jurul valorilor noastre naționale și a onorării imnului nostru național, Deșteaptă-te Române, simbol al unității izvorât din spiritul anului 1848, care a însuflețit și a inspirat curaj românilor în momentele cruciale ale istoriei noastre. Este important pentru moralul și demnitatea oricărui popor să cinstească și să sărbătorească simbolurile naționale, pentru că astfel ne onorăm trecutul, prezentul și viitorul, afirmându-ne identitatea în cadrul unei Europe unite. Cu această ocazie, prefectul Florin Homorean a transmis un mesaj tuturor românilor. Ziua de 29 iulie, ziua imnului național al României, este o zi de sărbătoare pentru toți românii și un prilej de cinstire a simbolurilor naționale și de manifestare a respectului pentru moștenirea lăsată de înaintașii noștri. Ziua imnului național completează aprecierea și cinstirea de care se bucură în țara noastră cele două însemne naționale, imnul și drapelul. Privind retrospectiv în istoria noastră, ne amintim de anul 1848, când acordurile imnului Deșteaptă-te Române au răsunat pentru prima dată, interpretate de un grup de studenți revoluționari, devenind în scurt timp imnul revoluționarilor. De atunci, Deșteaptă-te Române a însoțit toate momentele definitorii ale istoriei noastre, războiul de independență, cele două războaie mondiale, culminând cu evenimentele de la 1989 și îndemnând la unitate și curaj. Este important pentru moralul și demnitatea oricărui popor să cinstească și să sărbătorească simbolurile naționale, pentru că astfel ne onorăm trecutul, prezentul și viitorul, afirmându-ne identitatea într-o Europa unită. La mulți ani imnului nostru național, la mulți ani România! Manifestările s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare pe ritmurile fanfarei Lira Band.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor pe TV Oltenia. Sunt Gianina Lupu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă, dar și un weekend minunat. La revedere!